Ce faci, băieți? Mai mult? Până se termină. După aia nu mai am. Dar unde ai fost dimineață? Am fost la Câmpiți, văd cum arată trifoiul. Dar cu ce ai fost, mă? Cu tractorașul. Și de ce țipai la el? Târ, hăi, cea? M-o la vală, na, obișnuință ca la cale. Comanda vocală să uite greu. Dar văd cam îți place să te plimbi, că de când cu tractorașul numai pe drumul, umbli. Dar vezi că ăsta nu mergi pe trifoi. Ai, mă, mică, dar altfel parcă te vede lumea în sat când mergi tractorașul. Ai o prestanță, ești cineva. Tu ai băgat benzină în el? Nu, că avea rezervorul plin când l-am câștigat la poker. Vezi că e cam scumpă? Cât de scumpă poate fi? Ca să fim sincer că eu de când am tractorașul ăsta sunt fel de patron, așa. O mai problemă de bani la mine. Când o câștigat copilul ăsta tractorul la poker, nu m-a pinsat să plimbă. Până acum mă plângeam că stă acasă, dar acum nu-l mai găsești. Ei, eu sunt afacerist, n-ai treabă, mă descurc. Ei, bun, na. Dar mă duci pe mine până în Târg Joi? Eu te duc, dar trebuie să dai niște bănuți, că asta nu merge pe trifoi. Vrei bani? Da, ca la taxi. Și de la mine bani? Păi ți-am zis că sunt afacerist. Dar tu ești afacerist cu măta, mă, deșteptule. Păi n-ai zis mai devreme că benzina e scumpă? E, da, dacă e vorba de așa, când te așezi la masă și eu bani ca la restaurant. Ei. Și de acum când mergi în casă, își ier bani ca la hotel, când mergi la baie, ca la veciul public. Să văd dacă îți convine. Și când mi-ai pierdut calul, bani ca la cămătari. Hai bine că te duc moca pe tine, dar m-a dat asta. Cum adică moca? Dar când mergem în căruța și costa bani? Da, da, trifoiul crește pe câmp pentru caldă, benzina nu crește. Cel puțin nu la noi, pe câmpul nostru. Și să-i faci acum? Alți bani, altă distracție. Adică eu, bă, mic, acum o scutez, dar doar data asta, că doar nu curge benzina la vizvor. Bani în jos, ochii la ușă sau alți bani, altă distracție. Cum vrei tu, dar oricum ar fi... Ia auzi, mă, ți-i dă eu banca la taxi. Mai un pic și spune scopitorii între dinți, stați-i, cască în urechi. După și când eu pierd calul, mai faci și figurea. El-i tu peste, că eu mă duc să bag niște benzină la tractor, că nu mai am. Și ai bani? Mă descurc să faci rist. Ce-i, mă, ai venit pe jos? Da. De unde ai lăsat tractorul? La Ion, la Peco. De ce? Când am avut bani să plătesc benzină. Dar de câți bani ai băgat benzină, mă? De tăți bani, am vrut să fac full. Dar rezervorul nu-i mare, mă. Dar prețul benzinii ei? Du-te, zi, streac pica ei, că după și faci bani cu tractorașul, îi mergi și îi plătești. Da, bună idee. Mă duc. Mi s-a părut mie o idee bună să mă treacă pica ei, numai că nu a fost. Mi-am dat seama mai târziu că nu a fost deloc. Ce faci, mă? L-ai recuperat? Nu. Până nu i-ai zis treac pe cai? Ba da. Și ce-a făcut? S-a uitat la caietul cu datorii. Și ce-a văzut? Că am niște datorii mai vechi la el. Și disculți, de ce ești iară? Erau multe datorii. Mi-a luat și papușii când nu a ajuns tractorașul. Dar nu i-ai zis, mă, că plătești tot săptămâna viitoare? Ba da. Și el ce-a zis? Că așa am spus data trecută și nu i-am dat. Păi de ce? E pierdusă la pucare în sat. Și tu ce ai zis? I-am zis, hai te rog eu frumos că îmi place să mă plimb cu tractorașul prin sat. Și el ce-o mai zis? O zis, hopa, stai că tu mai ai nici datorii și pe foaia cealaltă. Și tu ce ai mai zis? Ups. Și el ce-o spus mai departe? Dă-și haine de pe tine. Și tu ce ai mai spus? Am zis, lasă-mă că ar vesta și cășula că mă trage curentul la spate. Și el ce-o zis? Îți lăs și tricoul cu miros la transpirație. Și tu ce ai mai zis? Mulțumesc frumos. Și după aceea el ce-o făcut? O zis că dacă nu plătesc în două zile îmi pun tractorașul la vânzare. Uf, du-te și iei bani de acolo de pe televizor, plătește-ți datoriile și după aceea îmi dai banii când faci bani cu tractorul. Mă duc. Mă duc și recuperez puteți. Ce ai mai făcut, mă, acum? Alte datorii mai mari. Păi de ce, mă? Am mers plătesc benzina și? Și mi-am dat seama că nu mi-ajung bani. Și ce ai făcut? Am mers la poker să-i dublez. Și ce ai făcut? I-am pierdut pe tăți. Și cum, mă, n-ai avut iar 6 ași? Ba da, dar Mihai a avut 7. Cred că o trișat. Crezi? Băi, calul l-ai pierdut, tractorul l-ai pierdut, banii de pe televizor i-ai pierdut și mai urmează. De fapt, știi că am pierdut numai tractorașul, că morcuța nu a vrut-o nimeni și mi-a lăsat-o mie să o păstrez. Ia auzi, ai păstrat-o? Da. Păi și vesti bună. Nu-i așa că e vesti bună? Dar de ce e vesti bună? Eu cred că și mămica asta exagerează o leacă cu supărările, că până la urmă ce mari lucruri am făcut. Eu cred că o să-i treacă cât de curând și după aia o să revin tot la normal. Până atunci,
Noapte bună și ne vedem când m-o primi înapoi în casă. Op, așa. Un pic cu gălăgia, că sensibil la somn. Hai, noapte bună.